Da. Doamna Gheorghe, nu merită, sunt foarte scumpe. Sunt piese originale și merită să ai. Când ai îmbrăcat un original, nu lași orice jigodie să te atingă. Trebuie să fim deștepte. Când ai cumpărat ce au și altele, deja ți-a scăzut valoarea. Când mergi și ești unicat, ești un rățoi cu pieptul în față. Asta e diferența, mă înțelegi? Eu cumpăr haine foarte scumpe. De ce? Pentru că le merit. De ce cumpăr hainele? Pentru că le merit. Pentru că ele mă caută pe mine. Pentru că le merit. Eu nu cumpăr orice. Că nu arăt oricum. Bun. Așa, asta e o piesă de avut. Are vreo 3, 4 kg, 5. Da? E o piesă originală de avut. Originalul e original. Te violează unul, cu tot cu asta rămâi pe tine. Contează, doamnă. Nu cârpe. Cârpe nu ne trebuie. Așa. Continuăm. Asta e o piesă de lux. Are vreo 7 kg. E grea, da? Asta rămâne 10 milioane. Da? Deci asta era dublu ca preț. N-are rost să vorbim. Vorbim, da? E cine nu știe. Cine nu știe să nu ne deranjeze, că n-ai cum. Nu se poate, doamnă. Așa, ia să vedem. Sunt foarte scumpe, pentru mine nu scumpe. Așa. Uitați. Asta e foarte, e unică. Așa, 10 milioane. Asta rămâne 10 milioane. Nu știu dacă înțelegeți ce vorbesc. Așa, nu sunt arogantă, sunt o femeie trează la răspunsuri. Nu sunt arogantă. Asta e o e frumoasă, asta e un M, maxim SM, pentru doamnele care se căsătoresc. Pentru doamnele care ele la rândul lor ies cu un prinț sau cu ele însele, da? Este o piesă exagerat de frumoasă. Exagerată. Da? E exagerată. Cred că e cea mai frumoasă din câte am aici. Așa. Asta e un L.